Acum câteva zile a venit un prieten aici, prin București, și a trecut puțin pe la mine să mai stăm de vorbă. Și inevitabil discuția a ajuns și la subiectul fete. Inspirația pentru acest videoclip a venit de la un lucru pe care el l-a spus, și anume că încearcă să fie mai mult un băiat rău, pentru că asta le place fetelor. Iar de aici apar două întrebări. Prima este, ce e un băiat rău? Iar a doua, trebuie să fii un băiat rău ca să te placă fetele? Dacă ar fi să fac portretul unui băiat rău sau unui fuckboy, ar arăta cam așa. Cât mai mult, nu-i pasă de sentimente, are un stil asemănător cu ăsta, se droghează, fumează și nu are niciun fel de plan de viitor. Și tu probabil te întrebi de ce i-ar plăcea unei fete în toate mințile să stea cu un astfel de băiat. E bine, e adevărat că tipul ăsta de băiat este atractiv pentru fete, nu aș spune majoritatea fetelor, dar în special pentru adolescente, pentru că cu siguranță nu e plictisitor, trăind din plăceri, trăind pe moment, din impuls, nu este un lucru plictisitor pentru fete. Iar în special pentru fetele tinere, un astfel de băiat este atractiv, atrage atenția, pentru că ele caută să se distreze, nu caută un băiat plictisitor. Aici ajungem la întrebarea cu numărul 2. Trebuie să fii acest bombardier fuckboy ca să te placă fetele? Ei bine, eu cred că nu. De ce? Pentru că dacă nu e natura ta să fii așa, nu poți fi așa. Dacă nu ești genul căruia să-i placă plăcerile de moment, petrecerile, distracțiile, să fii impulsiv, nu poți fi așa la comandă. Și poate nu știai, dar oamenii sunt diferiți. Și asta e frumusețea. Sunt și fete cărora nu le plac băieții răi. Nu le plac tipul ăla de băiat. Atât de romantizat și idolatrizat în cultura și muzica de astăzi. Și mulți spun, rămâi frate așa cum ești. Că dacă rămâi așa cum ești, sigur vei găsi până la urmă fata potrivită ție. Ei bine, asta e o minciună. Poți fi mult mai bun decât ești acum și asta e adevărat, dar nu încerca să fii ceea ce nu poți să fii. În schimb, ceea ce trebuie să faci nu este să rămâi în același loc, ci să-ți descoperi calitățile tale născute, avantajele tale față de ceilalți și să le îmbunătățești pe acelea. Și fii sincer cu tine, fii sincer cu cine ești în prezent, ăsta e primul pas pentru a deveni mai bun în timp și pentru a ajunge până la urmă să te placă fetele. Cu alte cuvinte, nu încerca să fii un băiat rău dacă nu ești asta. În schimb, descoperă-ți calitățile și folosește-te de alea, pentru că sunt sigur că le ai. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să le distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă răspund. De asemenea, dacă ai o problemă personală urgentă și ai nevoie de ajutor, te poți alătura canalului apăsând butonul Alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon sau poți avea acces la serverul nostru de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm să ne ajutăm reciproc. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu, pa, pa!